Bună ziua, noi suntem Alina și Raluca, suntem studente la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, suntem anul întâi, iar titlul lucrării noastre este Private Public, Self-Esteem Building Human Beings. Considerăm că acest titlu este foarte important raportându-ne la societatea în care trăim, deoarece vedem foarte mult în jurul nostru progresele care s-au făcut în toate domeniile societății și considerăm că și în sistemul educațional asupra copiilor noștri se simte o presiune educațională. Elevilor li se pretinde mult, iar profesorii au impresia că la rândul lor aceștia oferă prea puțin din volumul acumulat. Vrem să credem că nu ne-am propus să creăm roboți în această societate și încă ne pasă de sentimentele și de emoțiile copilașilor noștri. De aceea dorim să aducem în atenția dumneavoastră acest subiect de stimă de sine. Constructul de stimă de sine prima dată a fost inventat de către William James. Este un element cheie care l-a dezvoltat în lucrarea sa intitulată Principiile Psihologiei din 1890. Stima de sine este un element cheie, așa cum vă spuneam, deoarece ajută la buna funcționare a sistemului personalității oricărui individ, iar aici noi la individ ne raportăm la preșcolari și la școlari. Este o verică definitorie a comportamentelor interpersonale și sociale a individului care poate contura calitatea vieții psihice a copilului. Raportându-ne mai departe la relația elev-profesor, considerăm că este foarte importantă atenția care trebuie să acordăm acestui concept de stimă de sine, deoarece noi, pe lângă calitatea de profesor facilitator, am adus un nou termen în atenția dumneavoastră și anume cel de terapeut. Considerăm că este interesantă această abordare pentru că pe lângă faptul că orice profesor facilitator ajută elevul în dezvoltarea personalității sale, acesta poate fi pe lângă un conductor informațional și un modelator de personalități. Pentru că fiecare cărămidă pe care o aduce în această dezvoltare trebuie să fie una armonioasă pentru a construi, zicem noi cu ghilimelele de rigoare, un elev care să se simtă bine cu sine și cu societatea în care acesta trăiește. Un astfel de profesor bine pregătit de care este nevoie în societatea educațională actuală va scoate la rândul său pe ușa vieții elevi, indivizi bine pregătiți. Bine pregătiți emoțional, încrezători, care să facă față provocărilor vieții care îi așteaptă. Mai departe, aș dori să abordez și să vorbesc puțin despre partea teoretică a lucrării noastre. Așa cum spuneam mai înainte, constructul de stimă de sine îi revine lui William James în lucrarea sa din 1890, însă pe lângă acesta au mai existat și alți cercetători care au încercat să teoretizeze acest concept, printre care numerăm pe Rosenberg, Nathaniel Brandon, pe Rogers, Cooper Smith Stanley, Wilbur și alții. Însă, în atenția dumneavoastră, aș vrea să aduc definiția pe care o propune Robert Burns. Mi se pare o definiție foarte complexă care atinge toate aspectele individului. Acesta ne spune că stima de sine este un set de atitudini ale individului față de el însuși, deoarece individul se percepe ca și o ființă umană senzorială. Și atunci acesta reflectă asupra propriei persoane și asupra comportamentului său. Apoi se evaluează atât pe sine cât și comportamentul său, iar de aici putem observa că individul se simte într-o legătură emoțională cu sine însuși. Iar toate acestea se vor vedea în tendințele comportamentale mai târziu ale copilului. De exemplu, acești cercetători abordează sau aduc fiecare o viziune proprie asupra conceptului de stimă de sine, fiecare aducându-și aportul într-un mod unic. Nathaniel Brandon, în lucrarea sa, Cei șase stâlpi ai încrederii în sine, are o altă viziune asupra conceptului de stimă de sine. Ne spune că acest concept se referă, de fapt, la disponibilitatea oricărei persoane de a fi capabilă să facă față provocărilor vieții și, mai mult de atât, să fie mereu fericită. Cooper Smith, Stanley, are o altă abordare. Acesta ne introduce în lumea
conceptului de sine, de sine, încă de la vârstă foarte fragedă. Ne vorbește despre copii de 6 luni care încep să dezvolte acest concept. Prin raportarea la obiectele din jurul lor sau prin asimilarea numelui cu sinele lor. Așa, mai departe aș dori să vorbesc puțin despre cum crești că părinții sau cum ajută creșterea unui nivel de stimă optim copiilor acasă. Pentru că aici este, de fapt, primul pas de unde copilașii pornesc, după care aceștia vor fi aruncați, dacă pot să mă exprim așa, în sistemul educațional actual. Va fi foarte important să lăudăm copilul, să lăudăm mai degrabă efortul depus în reușita lui, decât să ne concentrăm pe persoana lui. Este important să nu-l criticăm, să nu-l insultăm și mai mult de atât să-i oferim libertatea de a greși și să ne jucăm cât putem mai mult împreună cu ei. Astfel, acestea, dacă le vom aplica, vom vedea că vor aduce multe îmbunătățiri în comportamentul lor viitor. Și anume, aceștia se vor simți iubiți, vor reuși să-și facă prieteni cu ușurință, se vor integra în grup mult mai ușor. Iar când vine vorba de sistemul educațional, educațional, acest rol îi revine profesorului, facilitator, așa cum menționam mai înainte. Acesta trebuie să identifice emoțiile copilașilor, deoarece au la bază principiul intuiției, cel mai important principiu al cunoașterii. Trebuie să identifice emoțiile cu care se întâlnesc, sentimentele și să acționeze în conformitate cu acestea. Iar ca metodă de lucru, pe lângă multe metode, aș putea spune, aș introduce jocul. Jocul este o modalitate în care, la această vârstă a preșcolarilor și școlarilor mici, putem să le mai modelăm încă personalitatea. Am propus un joc, cutia complimentelor, prin care ne considerăm că copilașii încă de mici ar putea să-și modeleze anumite stări, emoții, cum ar fi momentele lor de mică agresivitate, să nu le dezvolte mai târziu într-un bullying cu care ne întâlnim în zilele noastre. Mai departe, o să dau cuvântul colegii mele. Mai departe, metodologia cercetării pentru a evidenția stima de sine a preșcolarilor și a școlarilor mici. Am aplicat un chestionar, scala de sine la copii, de către Rosenberg. Această scală pe care am utilizat-o este cea mai utilizată și cea mai cunoscută pentru evaluarea stimei de sine. Acest chestionar l-am aplicat copiilor între 3 și 10 ani, preșcolarilor și școlarilor mici, fetițe, băieți din mediul urban și rural, pentru a verifica nivelul stimei de sine. Pe urmă, la cotarea rezultatelor, se vor lua ca etalon valorile cuprinse între 0 și 16 puncte stimă de sine scăzută, 17-33 de puncte stima de sine medie, 34-40 de puncte stima de sine înaltă. Cum estimați dumneavoastră că vor fi rezultatele? Acesta este chestionarul aplicat copiilor. Le-au plăcut foarte mult. Au fost entuziaști. Stima de sine la preșcolari, observăm stima de sine scăzută la subiecții chestionați, nu avem. Atât stima de sine medie văzută, preșcolarii văzuți de către ei înșiși și preșcolarul văzut de părinte. Aceste chestionare le-am aplicat dublu, tocmai pentru a evidenția cum se vede copilul pe sine și cum îl vede părintele. Observăm diferențe deja de la preșcolari, iar aici avem concluzionat studiu. Mai departe, la școlarii mici avem o diferență mare. Stima de sine scăzută nu există nici aici la subiecții pe care noi am chestionat. Stima de sine medie este mare, iar stima de sine înaltă
este mult mai mică decât la preșcolari. Deși, bineînțeles, părintele îl vede cu totul altfel. Aici am concluzionat cum se vede copilul și cum îl vede părintele. Vedem deja niște diferențe. Da? Diferența stimei de sine în contextul familial și nefamilial al preșcolarilor și școlarilor mici. Observăm stima de sine medie, văzut cum se vede copilul și cum îl vede părintele. Deci preșcolarii se văd mult mai bine decât îi văd părintele, îl vede părintele. Iar la școlari este chiar invers. Observăm o scădere a stimei de sine. Deci am observat cu cât înaintează copilul în vârstă, cu atât stima de sine scade. Și aici dorim să vedem evidențierea diferențelor dintre nivelul stimei de sine al preșcolarilor și școlarilor mici. Deci, preșcolarii au o stimă de sine înaltă, mult mai mare decât școlarii mici. Aici intervine profesorul. Oare ce se întâmplă cu copilul în momentul în care începe și interacționează cu ceilalți și iese din mediul familial? Observăm o diferență foarte mare. Este foarte interesant pe viitor de cercetat mai departe la școlarii de gimnaziu, respectiv adolescenții. Cum va fi această stimă de sine și ulterior adulții? Și să vedem cum este curba. Ca și concluzie, stima de sine este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a personalității și comportamentele sociale ale copiilor, fiind influențată major de mediul familial și educațional. Părinții și profesorii au un rol crucial în consolidarea acesteia prin sprijin, încurajare și gestionarea corectă a emoțiilor. Aici este cheia, gestionarea corectă a emoțiilor. Ceea ce este esențial că atât familia cât și școala trebuie să colaboreze pentru a oferi un suport adecvat, menționând un echilibru între dezvoltarea cognitivă și cea emoțională a copilului. Dacă avem o stimă de sine ridicată, este primul pas spre succes. Mulțumim! Felicit pentru temă, pentru investigația făcută. Acum, sigur că se pune în discuție și subiectivitatea copiilor mici în autoevaluare. Cu cât crește obiectivitatea în autoevaluare, cu atât, sigur, poate ajunge la o stimă de sine adecvată. Nici prea scăzută, nici o stimă de sine ridicată. Aici, sigur, părinții joacă un rol esențial, dar și profesorii au un rol hotărâtor, să spunem, în dezvoltarea stimei de sine la copii și adolescenți. Felicitări încă o dată! Felicitări, dacă sunt întrebări. Acum, felicitări! Mulțumesc!